Pentru a evita astfel de situații, cel puțin să nu mai existe incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau instalații electrice ajustate, cei de la ISU le recomandă sucevenilor să fie mai atenți și să nu facă improvizații de niciun fel, întrucât pot rămâne fără locuințe sau, mai rău, își pot pierde viețile. Analiza statistică a incendiilor produse în județul Suceava de la începutul anului 2016 arată că din totalul de peste 70 de incendii, 50 au avut drept cauză instalațiile de încălzire improvizate sau burlane și coșuri de evacuare a fumului și gazelor amplasate necorespunzător sau neizolate termic față de materialele de construcție combustibile necurățate și neverificate periodic. Grav este faptul că s-au produs astfel de incendii și la construcțiile noi, nu doar la casele bătrânești, la care majoritatea oamenilor se gândesc când aud despre un incendiu la coșul de fum. Din această cauză, trebuie să precizăm faptul că prin activitatea de avizare-autorizare pe linia securității la incendiu, se elimină greșelile de proiectare și execuție a sistemelor de încălzire, chiar dacă nu toate construcțiile se supun avizării autorizării, de exemplu, blocurile fără mansardă, sediile de birouri cu suprafață mai mică de 600 de metri pătrați și altele. De aceea, este necesară responsabilizarea tuturor factorilor, începând din faza de proiectare, la executanți și diriginte de șantier, terminând cu recepția și exploatarea construcției, privind respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare. Neregulile sunt generate începând cu faza de proiectare, prin neîntocmirea proiectului pentru faza detalii de execuție. În primul rând, se realizează coșurile fără canal de fum. Apoi se plachează peretele exterior al coșurilor cu materiale combustibile, de exemplu polistiren expandat, ceea ce nu este recomandabil. Nu se protejează elementele de construcții combustibile ale clădirilor la nivelul în care sunt străpunse de către coșurile de fum sau coșul de fum este executat în contact direct cu materialele combustibile. Planșeele combustibile sunt străpunse fără a se păstra o distanță minimă între coș și elementele din lemn ale planșeilor, distanță care de regulă trebuie să fie de minim 24 de centimetri. Nu se completează spațiul dintre coșul de fum și elementele de construcție combustibile din apropiere cu materiale termoizolatoare incombustibile, realizându-se astfel o manșetă de protecție sau și un separator. Nu în ultimul rând, o altă greșeală constă în proiectarea sau execuția greșită a înălțimii coșului de fum. Precizăm faptul că, potrivit legislației în vigoare, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții sunt obligați să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectivele proiectate.